Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, ne apropiem cu pași repezi spre un sfârșit de an și vrem încă o dată să-i mulțumim Domnului pentru harul său, pentru că ne-a făcut posibilitatea ca să ne adunăm în locul acesta. Ne-a făcut posibilitatea, Domnul, să ne adunăm și să ne întâlnim unii cu alții. Și în același timp, este un har să stăm la masă cu Domnul într-o vreme de aceasta pe care El ne-a oferit-o. Binecuvântat să fie Domnul nostru! Titlul mesajului pe care vreau să-l prezint, frații și surori, în această zi este Cerințe pentru o viață de biruință. Și sunt niște cerințe vechi, dar în același timp atât de noi. Sunt pentru aleșii Domnului din Asia, din Galatia, din Pont, din Capadocia, dar și pentru Timișoara și pentru cei de la Elim. Sunt atât de vechi, de mii de ani, dar în același timp atât de actuale. Și aș vrea ca să ne oprim în această zi la primul capitol din 1-a epistolă a Apostolului Petru, și să descoperim aceste cerințe, aceste pretenții pe care are Domnul pentru credincioșii săi. Slăvit să fie Domnul nostru! Care sunt aceste cerințe? În primul rând, o cerință, o chemare atât de necesară pentru noi astăzi este: păstrați-vă haina sfințenii. Păstrați-vă haina sfințeniei. Și cum poți să-ți păstrezi haina sfințeniei într-o lume atât de murdară, într-o lume care întoarce spatele lui Dumnezeu? Cum poți să fii sfânt într-o lume păcătoasă? Cum poți să te menții curat ca un crin înaintea Domnului într-o lume cu atâția spini și cu atâția fără de legi în jurul nostru pe care le vedem? Ne oprim la Apostolul Petru, pentru că în primul capitol el oferă aceste răspunsuri, ne oferă aceste chemări, aceste cereri pe care trebuie să le avem. Și spune în versetul 14 că poți să fii sfânt, așa spune cuvântul Domnului, poți să trăiești sfânt atunci când birui firea pământească și nu te lași mânat de patimile ei. Mai departe, tot în versetul 14 și apoi în versetul 17, Apostolul Petru precizează că poți să trăiești sfânt înaintea lui Dumnezeu dacă purtarea ta face cinste Domnului care te-a chemat la pocăință. Și aș vrea să zic, Doamne, ajută-ne să trăim în evlavie și să trăim o pocăință reală, sinceră înaintea Domnului. Apoi mai departe, în versetul 15, poți să trăiești sfânt înaintea Domnului dacă iubești pe Domnul și dacă respecti legea Domnului care spune: fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Iar în final, în versetul 22, Apostolul Petru precizează de fapt că poți să trăiești sfânt înaintea Domnului dacă te lași transformat de Duhul Domnului, modelat de El, frați și surori. Pentru că Duhul Domnului lucrează și la nașterea din nou, dar și în procesul mai departe de sfințire a noastră. Și observați, vă rog, că lucrul acesta e menționat în versetul 2, în același capitol. Dar vreau să vă spun că raportul nostru cu Dumnezeu este marcat de o dragoste, așa cum a cântat orchestra. Îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim, îl slăvim pe Dumnezeu, dar în același timp Dumnezeu vrea să vadă, frați și surori, dragostea pe care o manifestăm față de aproapele nostru. Și această dragoste trebuie ca să fie evidențiată, face Apostolul Petru o radiografie a dragostei pe care o cere Domnul într-o inimă curată și o plăcută înaintea Lui. Dragostea de frați să fie fără prefăcătorie,
Dragostea de frați trebuie să fie caldă, trebuie de asemenea, în al treilea rând, să fie deplină. Și Domnul să ne ajute, frați și surori, să împlinim aceste cerințe a Domnului, pentru că Domnul ni le cere și sunt și pentru noi și sunt și pentru toată lumea. De fapt, aș vrea ca să mă opresc asupra acestui verset, versetul 22, pentru că doi apostoli mari ai Bibliei sublinează acest adevăr, pentru că dragostea trebuie să fie fără prefăcătorie. Spune apostolul Pavel în capitolul 12, versetul 9, în epistola către Romani, ca și apostolul Petru în pasajul nostru, precizează că dragostea trebuie să fie sinceră, să fie fără prefăcătorie, așa cum am precizat. Și ce înseamnă lucrul acesta? Ne întoarcem puțin la rădăcina acestui cuvânt și aș vrea ca să vă spun că cuvântul sincer provine de la două cuvinte în limba latină și cred că știți lucrul acesta. Înseamnă sinecera, înseamnă fără ceară. Și Domnul ne cere ca să fim fără ceară. Părinții noștri latini, odinioară, când aveau vasele lor de lut, voiau să le pună la loc de cinste. Voiau să le pună aceste vase de cinste în locuri de cinste, dar pentru că erau imperfecte și pentru că aveau unele defecțiuni, aveau unele fisuri, așa ca un fir de păr, aveau unele crăpături, voiau ca să fie camuflate de privirile oamenilor și să pară ca și cum ar fi perfecte vasele. De aceea le ungeau cu ceară. Le făceau în așa fel, le lustruiau într-un fel încât să pară ca și cum ar fi niște vase de cinste care nu au imperfecțiuni. Și totul era bine dacă erau unse cu ceară, cu un strat subțire, dar când bătea soarele, știți, când puneau niște lichide în vasele acestea, reapăreau fisurile, reapăreau crăpăturile și lumea își dădea seama că acel proprietar s-a prefăcut și a pus un vas nepotrivit într-un loc potrivit. Frați și surori, acesta este modul în care ar trebui să privim și acest pasaj și acest verset 22 din textul nostru, când vorbim despre dragoste care să fie sinceră. Ne cere Domnul, vedeți, dacă la oameni cer oamenii ca vasele să fie perfecte și să fie foarte bine puse la loc de cinste, cu atât mai mult noi care suntem niște vase de cinste înaintea Domnului, Domnul dorește ca noi să avem o dragoste adevărată, o dragoste neprefăcută și o dragoste sinceră, adică fără ceară. Putem pe oameni foarte ușor să înșelăm cu stratul nostru de ceară, să arătăm că suntem iubitori față de ei. Putem foarte ușor ca să camuflăm crăpăturile din viața noastră. Putem foarte ușor să ne arătăm acele lucruri care trebuie să ascunse de privirile altora. Însă înaintea lui Dumnezeu, înaintea razei Duhului, spun fraților, El topește și ne arată așa cum suntem. De aceea, cred că este binevenit să luăm acest îndemn al apostolului Petru, să luăm îndemnul apostolului Pavel și să trăim așa cum vrea Domnul, cu o dragoste sinceră față de Dumnezeu, dar și cu o dragoste sinceră față de semenii noștri și zic, Domnul să ne binecuvinteze. Frații și surori, păstrați-vă haina sfințeniei în orice vreme, păstrați-vă și în libertate, păstrați-vă și nu aruncați din garderoba inimii voastre. Păstrați-o așa cum a fost Iosif,
Chiar dacă a pierdut haina în casa lui Potifar, chiar dacă și-a pierdut libertatea, chiar dacă și-a pierdut poziția în fața oamenilor, el nu și-a pierdut haina sfințeniei și a rămas curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Păstrați-vă haina sfințeniei chiar în boală, în suferință, atunci când necazul îți lovește casa. Fii ca Iov, un sfânt, un neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Păstrați-o ca și Daniel, acolo, chiar dacă ești înconjurat la servici de oameni care îți vor răul, care te acuză, chiar dacă ești în mijlocul leilor, păstrează-ți haina aceasta sfințeniei și zic, Domnul te va binecuvânta și Domnul va avea grijă ca tu să poți să fii înălțat la vremea potrivită și să capeți trecere înaintea Lui. Ce minunat este în cuvântul Domnului, pentru că Domnul este Cel care vrea să păstrăm haina aceasta sfințeniei, să nu terfelim în păcat, să nu omototolim, să nu opătăm cu lucruri murdare, ci să înțelegem că este viza prin care noi putem avea trecere în împărăția lui Dumnezeu și ferice de cei cu inima curată, că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul nostru! O altă cerință pe care Apostolul Petru ne cere în pasajul nostru este în versetele 18 și 19 din textul nostru. Păstrați-vă, spune, prețuiți jertfa Domnului Iisus. Adesea am întâlnit pasajul acesta și la cina Domnului și în alte împrejurări. Pentru că, vedeți, Apostolul Petru ne îndeamnă și ne spune că doar jertfa Domnului este cea care a făcut posibilă răscumpărarea noastră din păcate. Nu valuta marilor puteri, nu trezoreriile lumii, nu valorile cu care sunt încărcate, nu aurul, lingăurile de aur, nu, ci jertfa Domnului Iisus Hristos. Doar jertfa Domnului Iisus Hristos, spune mai departe Apostolul Pavel în Efeseni 1, versetul 7, a făcut posibilă iertarea noastră de păcate. Apoi, în Epistola către Evrei, în capitolul 9, versetele 14 și versetul 18, spune că doar jertfa Domnului ne poate curăți gândurile noastre de toate lucrurile murdare și ne poate face sfinți. Mergem mai departe, tot în Cartea Evreilor, la capitolul 10, versetele 19, versetul 20, pentru că doar cei care pot să facă, să ducă oricând cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, noi suntem chemați să facem lucrul acesta. Vedeți, avem trecere prin jertfa Domnului Iisus Hristos, la tronul lui Dumnezeu, în orice loc, în orice timp. Putem oricând să chemăm pe Domnul Iisus Hristos, care este mijlocitorul nostru, și putem ca să avem o înaintare curată și sfântă înaintea Lui. Doar jertfa Domnului a făcut posibil lucrul acesta. Doar jertfa Domnului a făcut ca să avem trecere la locul preasfânt, înaintea marelui tron al lui Dumnezeu, înaintea milei sale, înaintea îndurării sale. Și oricând cererile noastre să capete trecere. Jertfa Domnului Iisus Hristos face posibilă vindecarea noastră. Jertfa Domnului Iisus face posibilă eliberarea noastră. Și îi spune în cartea Apocalipsa, în capitolul 12, versetul 11, că jertfa Domnului Iisus este arma de care se teme diavolul și toate legiunile întunericului, pentru că sângele Domnului este cel care ne aduce biruința în încercare, în luptele spirituale, în ispite și în toate situațiile. Binecuvântat să fie Domnul nostru! Frații și surori, care stați astăzi înaintea Domnului și veți sta la masă cu Domnul, prețuiți jertfa Domnului. Acum când stăm la cina Domnului, prețuiți-o, pentru că nu știm ziua de mâine. În secolul al doilea, prin anul 304, într-o localitate neînsemnată în partea de nord a Africii, Africa de atunci, în partea de nord, a fost puternic creștinizată. Dar
situația politică de atunci era defavorabilă pentru creștini. Erau persecuții, erau de tot felul de restricții, însă 39 de creștini s-au adunat într-o casă tot într-o zi de duminică și și-au dorit să serveze cina Domnului. Au stat la masă cu Domnul și au fost arestați și condamnați la moarte pentru că au stat la cina Domnului. Frați și surori, este trist să ne gândim că frații noștri au suferit din cauza faptului că și-au dorit să vestească moartea Domnului și să serbeze cina Domnului în ciuda tuturor restricțiilor și a persecuțiilor. Stau și mă gândesc astăzi, avem porțile deschise, avem atâtea libertăți, chiar dacă sunt restricții, avem stropi de libertate, frații și surori. Nimeni nu ne urmărește, nimeni nu se uită la tine să te spioneze dacă ai venit în casa Domnului, dacă ai o Biblie la tine, nu! Dar oare câți vor putea să-L vestească pe moartea Domnului și în alte împrejurări, nu doar în libertate? Câți pot să spună oare, ca și Apostolul Pavel, că despre mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig? Frați și surori, astfel de oameni dorește Dumnezeu să fim. Doamne, binecuvintează-ne și întărește-ne, Doamne, ca să putem în timpul acela să stăm în picioare și să spunem ca și Apostolul Pavel, să putem să avem îndrăzneală, să putem să fim curați și sfinți înaintea Domnului. Astăzi este libertate, încă o dată spun, astăzi este bucurie, dar ziua de mâine nu ne aparține nouă. Ajută-ne, Doamne, să trăim frumos pentru Tine fiecare zi, fiecare clipă, să putem, Doamne, să ne încărcăm acum, pentru că vine ziua când vom dori poate să stăm la masă cu Domnul, vom dori poate să ne bucurăm într-un fel sau altul de o prezență a noastră în casa Domnului și nu se va mai putea. Dar Domnul să ne ajute astăzi să putem să fim curați și sfinți înaintea Domnului. Lăudați să fie Domnul! Cel de-al treilea îndemn al Apostolului Petru, tot din pasajul nostru, este în versetul 13. Pregătiți-vă pentru că vine Domnul. Și dacă în vechime, în Imperiul Roman, se făceau mari pregătiri când se anunțau mesagerii din cetate în cetate, când trebuia să vină regele în ea, anunța tot poporul, era entuziasmat, așa cum am spus și altă dată. Erau plini de viață, erau atât de dornici ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, să facă lucrarea de fapt la care erau chemați. Se împodobeau piețele, se înălțau poduri, se făceau drumuri, totul era pregătit, mesagerii erau trimiși din loc în loc să spună: vine regele, pregătiți-vă! Cu atât mai mult, frații și surori, Domnul ne cere același lucru nouă astăzi. Pentru că noi știm că vine Domnul Iisus, vine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cum? Și dorește Domnul, așa cum spune Apostolul Petru, dorește să nu fim pasivi, să nu fim reci, indiferenți. Cum putem oare ca să fim în starea aceea de pregătire pe care El o dorește, frații și surori? Pentru că nu oricum putem să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus. În primul rând spune Apostolul Petru în versetul 13, să nu lăsăm gândurile din afară să ne distragă atenția, ci gândul nostru să fie ancorat doar în cuvântul adevărului. Lăudat să fie Domnul nostru! Apoi zice să fim vegheatori unii cu alții și pot să spun vegheatori unul față de altul, să fim vegheatori cu noi înșine, vegheatori în trăirea noastră de zi cu zi. Și în al treilea rând tot Apostolul Petru spune, vă întristați acum pentru puțină vreme la începutul capitolului, ne spune, pentru puțină vreme sunteți întristați, pentru puțină vreme sunteți în cuptorul încercărilor, încercați într-un fel sau altul.
Dar nu uitați, este o zi a răsplătirilor. Este o zi când Domnul este Cel care va veni. Este o zi a întâlnirii noastre cu Domnul. Slăvit să fie Domnul nostru, că ziua aceea este tot mai aproape. Pe măsură ce ghemul acesta al timpului se înfășoară, tot mai mult ne apropiem de ziua aceea măreață, când vom spune și noi, vine mirele, binecuvântat să fie Domnul nostru. Frați și surori, suntem și astăzi în încercare. Și astăzi, așa cum a fost cântarea, în fața noastră este pragul morții. Și astăzi avem dureri. Și astăzi suntem în focul acela al atâtor și atâtor situații. Dar nu uitați, privirea noastră să fie îndreptată spre răsplătire. Pentru că pentru puțină vreme suntem întristați. Pentru puțină vreme suntem despărțiți unii față de alții. Pentru puțină vreme avem această ocazie, avem acest timp care ne stă înainte. De aceea, luptați ca să vă păstrați veșmântul acesta al sfințeniei. Nu uitați să prețuiți jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în același timp pregătiți-vă pentru venirea Domnului. Așa de puțin se vorbește astăzi despre venirea Domnului. Poate pe unii deranjează că vine Domnul, să știți. Dar noi să fim acei vestitori, acei anunțători care din cetate în cetate, din loc în loc, să mai vestim încă o dată lumii, să fim niște ambasadori ai Domnului Iisus, care să arătăm lumii că El are acești vestitori, acei mărturisitori ai Lui, care nu se lasă copleșiți de greutăți, nu se lasă copleșiți de situație, ci înfruntă toate și îl vestesc mai departe pe Domnul. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea stăm înaintea cinei Domnului și cu îndrăzneală să ne aducem aminte de aceste cerințe și cu îndrăzneală să le păstrăm, de fapt, în viața noastră, nu doar când suntem aici în casa Lui, ci când vom merge mai departe și vom merge la locurile noastre, în casele noastre. Binecuvântat să fie Domnul și slăvit să fie numele Lui în veci. Amin.